Președintele Ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit în mod special României și președintelui Klaus Iohannis pentru ajutorul acordat Ucrainei în perioada crizei cerealelor. Liderul de la Kiev a dat România drept exemplu de bună vecinătate. Rozumna România e prostă, mâni, președintele Iohannis, vin mâni dopomih nașim fermeram vizite. І у нього були такі складнощі, у нього були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала цінності спочатку, а потім вже ціни. De asemenea, Volodymyr Zelensky le-a mulțumit liderilor occidentali pentru sprijinul acordat pe perioada războiului împotriva Rusiei. El a spus că Ministerul Apărării l-a informat că are nevoie de 450.000 de recruți. De asemenea, Volodymyr Zelensky e încrezător că noul pachet de sancțiuni la adresa Moscovei va diminua capacitatea de luptă a Kremlinului. Marea Britanie și Franța și-au declarat sprijinul continuu pentru Ucraina în războiul pe care Kievul îl duce cu invadatorii ruși. Oficialii britanici au subliniat că aliații Ucrainei trebuie să pună în evidență puterea lor economică pentru a depăși mașinăria de război a Rusiei. Britain and France have been staunch supporters of Ukraine and we will continue to be for as long as it takes. Pe de altă parte, ONU a confirmat că Rusia continuă să comită crime de război în Ucraina. On occupied territory we have documented widespread torture and ill treatment of detainees, including sexual violence, as well as large numbers of forced disappearances. In addition, there has been extensive failure by the Russian Federation to take adequate measures to protect civilians and protected civilian objects against the effects of their attacks. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că își menține forțele strategice nucleare la cel mai înalt nivel de alertă pentru că Occidentul ar duce un război hibrid contra Moscovei. В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире. Reprezentanții Casei Albe avertizează că nu vor mai fi fonduri disponibile pentru ajutorarea Ucrainei. We are still planning one more aid package to Ukraine later this month. However, when that one's done, we will have no more replenishment authority available to us and we're going to need Congress to act without delay. Congresul american a alocat peste 110 miliarde de dolari Ucrainei de la începutul invaziei, însă noul pachet de susținere financiară este blocat de republicani.